Aceasta este perioada în care falșii colindători vă pot intra în casă pentru a observa bunuri de valoare. Din acest motiv, polițiștii vă recomandă să aveți mare grijă pe cine invitați în casă. Hoților nu le pasă de tradiție, ci, văd în colindat, o bună ocazie de a face rost de bunuri ușor de valorificat sau de bani, fără prea multă muncă. Este bine să nu-i poftiți în casă pe colindătorii pe care nu-i cunoașteți. Vă pot colinda la ușă. Odată ce persoane necunoscute au intrat în casă, puteți deveni victima unui furt. Nu le dați ocazia să aibă acces la poșeta lăsată pe hol sau la portofelul ori telefonul aflate pe masa din bucătărie. La fel de important, dacă ați primit colindători în casă, nu îi lăsați singuri pentru a merge în altă încăpere, să căutați bani sau produse alimentare. Dacă nu aveți pachetele pregătite, mai bine îi lăsați să aștepte pe scara blocului. Încuiați ușile, chiar și atunci când sunteți acasă sau plecați pentru câteva minute. Învățați-i pe copii să nu deschidă ușa nimănui în lipsa dumneavoastră, pentru a nu arăta faptul că sunt singuri în casă. Dacă nu petreceți sărbătorile acasă, este bine să nu spuneți prea multor persoane că sunteți plecat. O altă soluție ar fi să lăsați locuința în grija unui vecin de încredere pe toată perioada absenței dumneavoastră. Atenție la postările pe rețelele de socializare. Mesajele dumneavoastră pot constitui o invitație pentru răufăcători. Pe lângă infracțiunile de furt din locuințe, hoții pot lua și bunuri lăsate pe casa scării. De aceea, este bine să nu deschideți oricui ușa de la intrarea în bloc. Polițiștii vă mai recomandă să montați o alarmă vizibilă și activați-o de fiecare dată când plecați de acasă. Nu ascundeți chei de rezervă afară, în garaj sau în magazin. Nu lăsați obiecte în afara casei pe care hoții le pot utiliza pentru a pătrunde în casă. Asigurați-vă că obiectele de valoare, precum sume de bani, laptopul sau telefonul mobil, nu pot fi văzute de pe fereastră. Atunci când plecați în vacanță, discutați cu un vecin sau o cunoștință să treacă periodic să verifice starea locuinței și să colecteze poșta. Montați pe ușa de acces două încuietori, având sisteme de chei diferite. Nu țineți sume mari de bani în casă în același loc. Polițiștii argeșeni vor fi la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure de un sfârșit de an în siguranță. Aproape 300 de polițiști vor acționa în medie, zilnic, în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Scopul principal al activităților desfășurate va fi unul preventiv, însă, dacă situația o va impune, în urma analizei fiecarei situații în parte, vor fi luate măsurile legale care se impun,